Mihai Romanescu, un candidat Partida Romilor. S-a născut în 1963 în Ploiești. Are un doctorat în relații internaționale și studii postuniversitare în studii europene. A absolvit în 2001 Facultatea de Filologie, specializarea română, hindi și romani, din cadrul Universității din București. În prezent este consilier pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor. Până în 1996 s-a ocupat de mai multe proiecte educative în cadrul organizației RomaniCris. E ok până aici? Da. Bun. Prezentarea candidatei, iată o avem deja, să înceapă. Este discursul candidatei Partida Romilor. Cu mare atenție, luați-vă pixurile și puneți-vă întrebarea. Dacă nu poate să treacă de noi, atunci cum se ducă la Bruxelles? Dați-i drumul. Numele meu este Salomea Romanescu, care înseamnă pace. Dragi cetățeni, cred că avem cu toții nevoie de pace sufletească, interioară, de pace între noi și conaționalii noștri, între coetnicii noștri. Avem nevoie de pace între statele membre ale Uniunii Europene. Eu aș milita, în primul rând, pentru un venit minim garantat care să asigure o dezvoltare decentă, un trai decent. Atât pentru femeile sărace din orașe și sate, pentru tinerii săraci, pentru tinerile familii sărace, pentru pensionari, pentru acei care se află în nevoi și în suferință. Fiind femeie, sunt sensibilă la durerile dumneavoastră și mi-ar plăcea să cred că Uniunea Europeană, care este o entitate tot feminină, bazată pe empatie, să empatizeze cu fiecare dintre noi, cu fiecare cetățean și să încercăm să umanizăm un pic toate structurile europene, toate instituțiile europene. Aș propune o reformă de restructurare a acestor instituții conform unui singur drept, dreptul de a trăi.